Bună tuturor! Hello. Bună! I am so excited to Sunt be atât de here entuziasmată să fiu aici, as a ca interview și guest to talk about invitat care accessibility and să getting these tools o out into the world intervieveze and the pe brilliance of my dear Suzana friend Susie Ammann. Mittermaier So thank you for și inviting me to play here with you. să vorbim despre Thank you instrumentele so much, din Sarah, for being here. psihologie pragmatică. Oh, Îți I'm so mulțumesc că m-ai grateful invitat and it's aici, so îți cool mulțumesc că because ești aici, Sara. we have Da, this e atât de tare Zoom pentru că translated. avem So această it's called here. traducere It's pe translated Zoom into, I don't know, like în so atât many de different languages. So multe limbi also thank you diferite, așa că le translators mulțumesc for traducătorilor doing pentru this că and for fac asta contributing so și much. contribuie atât de mult. Da. And I know we're supposed to give the Și știu translators a big că beat. ar mai trebui să le dau câte o It's so hard pauză to, you know, traducătorul. help, Da, please. știu. Ah, da, așteaptă. But I think it's good. Da, cred că e Okay, bine. cool. Ok. So, Deci, for those of the for the people who are pentru invited to this group, cei you care may au not know fost nothing about invitați în pragmatic acest psychology, grup how și this nu știu world nimic even really despre got put psihologie together, pragmatică și cum a ajuns I would love cuvintele to alea start my împreună, life off because mi-ar you plăcea guys să you're going to be începem for at live-urile, least să știți five că o să fie same time patru every day, live-uri la so make fiecare sure zi, you're în clicking aceeași, the la aceeași oră, în button to fiecare let zi, know when așa Susanna is că live in your dați click pe group butonul care să vă so notifice that pe you can join us Suzana, o every să fie day, live but în the grup, ca recordings să will fiți be here as alături well. de noi în fiecare zi, Anyways, dar înregistrările vor fi I would love aici, to de have you tell asemenea. all our friends like where Mi-ar plăcea să le pragmatic spui psychology prietenilor even noștri de unde a came from. început, You know that, de like I unde said, a those two words venit are psihologia often pragmatică, not put știi? together. Cumva So what are you aceste doing here cuvinte with nici măcar nu this? sunt Tell puse me. împreună. Despre unde e ce face aici, deci. Cool. So Tare, da. pragmatic psychology Psihologia started pragmatică by a început prin a... actually it started very early. A început It's so foarte funny now that you ask me. devreme. When I was Acum că mă întrebi, maybe e five or foarte something, haios. Cred că I aveam painted a 5 ani. peacock. No, I didn't paint, Am but I was like pictat making un a little peacock păun, out of some kind of adică făceam de I don't fapt, know what it's nu called l-am with pictat, îl like făceam din cloth ceva, stuff. din And so cârpe, din that peacock thing și has been part of my acel world păun of a devenit inspiring parte me din and viața always mea having și m-a inspirat ca this să am wish to întotdeauna inspire other această people to dorință de hey, a-i you know, show inspira pe up alții to și să be le this spun, hei, powerful difference in the fii world. tu, apar Don't worry ca about people's cine ești tu, judgments. Just fii go and colorat, shine. So, and să then nu-ți pese years de maybe judecățile later, oamenilor și așa mai I departe. Și found mulți ani mai myself târziu working in lucram psychiatry în in Sweden psihiatrie, as a în Suedia, ca psychologist, un psiholog and I did all kinds of și things am făcut like tot felul de chestii, psychotherapy, neuropsychological psihoterapie, testings on testare patients, taking care of the neuropsihologică pe staff, and pacienți, mă ocupam de like the angajați perspective și that I was taught perspectiva was always about there's something wrong and cu care am fost this needs to be învățată e fixed. că e So ceva în basically a neregulă și very asta trebuie pragmatic să perspective. fie And this rezolvat, is something reparat. I O really perspectivă foarte I did my traumatică. best to do it in the Și way I was e taught ceva, am and încercat să fac cât de it bine took long pot until I went, eu, cum okay, am fost învățată this isn't și this nu mi-a there luat must be mult something different. There's something else până possible. mi-am spus, And I had this trebuie să fie ce question sitting diferit, out loud altceva in trebuie my să fie world. I'm like, disponibil. okay, what else is Și different? aveam I know there's această something different. întrebare în Show lumea me mea, what știu is că e there. ceva And I diferit was even ready to give up și my arată-mă, job. arată-mi I'm ce e like, acolo și eram cât pe ce să renunț la if there's serviciul nothing meu, else, like dacă nu if I este can't nimic find another way of altceva, doing dacă this, nu I'm happy găsesc un to altfel quit. I'm de happy to a do something găsi, totally de a different. face And asta, if I sunt invested so dispusă much time and și energy in this fericită work, să and from that dau willingness to let it demisia, go, deși there was a mi-am dat totally atât different de space multă opening up. energie pentru And asta, dar din I această came in contact with spațiu access de a fi consciousness, dispus with the amazing să tools, renunț, with Gary am and intrat în Dave, contact and cu I had instrumentele so many Access awesome Consciousness, cu conversations Gary, cu with Dane și am avut de like multe Gary Douglas, who conversații was like, super cu hey, Gary Douglas, what care different approach to psychology mi-a can you zis create? And I'm like, me? But it did something with me. So I started to, you know, fel did all these de classes for a me fi because diferit I'm like, cu psihologia I want to be pusă happy. I crezi. don't want to have as my Eu only am zis că option vreau să fiu just fericită. adapt to other people's Eu nu vreau needs să mă and to adaptez do la nevoile altora what other people want me to și do. să fac So ce vor alți oameni I să did these fac. classes for me Așa că am făcut and aceste clase because pentru it worked mine so și awesomely pentru every area că of my life, I'm like, funcționează atât okay, de super în fiecare zonă I'm din gonna viața actually use mea. this on my patients. So Oh, I am started zis, to ok, apply am, this încep să in my folosesc asta work pe with my pacienții patients, mei și am început with să fac asta the cu staff pacienții there, mei, and cu it was angajații de amazing. acolo Like, și erau imitori, even if my adică staff called, like chiar dacă my colleagues, angajații they mei, said, colegii mei îmi I don't know, I spuneau, don't want to know what you're doing, nu vreau să știu ce but faci, dar please take these patients. We don't know what ia to do with acest them. Whatever pacient you pentru care do, nu don't știm talk ce about it, just do să your thing. facem cu ei, And nu spune which despre was ceea ce amazing, faci, like to see how
era uimitor să vezi cum chiar cum doar dacă schimbi perspectiva, se schimbă lumea ta și devii o inspirație complet diferită pentru oameni. Și asta a devenit mult mai ușor de la această perspectivă dramatică. Am ajuns la, știi, cu ce e neregulă în tine, am ajuns la această abordare pragmatică, hei, ce funcționează, și am început să fac asta cu clienți, copii, familia, prieteni, cuvinte despre împuternicire, decât să te uiți din nou la ce e neregulă și să cauți la nesfârșit în trecutul tău despre explicații, de ce ești din nou greșit. Această viață este întotdeauna despre ce e greșit și niciodată despre ce e puternic la tine. Și uite, așa a început. Poți să evidențiezi ceva, poate să fie puțin off-topic, dar poate nu este în afara subiectului. Ai vorbit despre a fi dispusă să renunți la ce a fost. Deci, cât de des ne căsătorim cu o creație sau cu un viitor sau cu tot timpul în care l-am investit în ceva, nu pot să plec de la asta. Poți să ne spui ceva despre a fi dispus, pentru că mulți oameni, multor oameni le sar peste acest cuvânt când Gary Day spun doar să fii dispus să deschizi o ușă. Poți să ne spui ceva, poți să ne spui ceva despre ce este a fi dispus să faci ceva, dar îmi place cum te vezi ceva și merge să explorăm acolo subiectul. Mulțumesc pentru asta. Da, ascultând asta, dragilor, puteți să vă întrebați, ok, de ce mă agăți? De ce mă agăți? Sau de ce mă agăți? Este o persoană sau un serviciu? Sau o situație, sau orice ar fi în viața voastră, cine sau de ce te agăți, care te ține, te blochează să-ți alegi cu adevărat viața și viitorul. Exact cum a spus Sara, nu este despre că trebuie să faci ceva sau că este necesar să pierzi pe cineva sau ceva, ci despre a fi dispus și de a nu fi nevoit să te ții legat, blocat de trecutul tău. Pentru că chestia asta e un studiu care spune că oamenii preferă să stea într-o relație proastă decât să nu aibă nicio relație. Și asta e, wow, această realitate este ciudată și nu într-un mod bun. De ce te-ai ține de o relație proastă în loc să spui, ok, a fi dispus să o pierd cât de mult din tine, ai avea, dacă tu ai fi dispus să pierzi ceea ce nu funcționează în viața ta, limitările, cât de mai multă libertate ai avea. Dar asta, în această situație în care suntem acum în toată lumea, atât de mulți oameni sunt, se agață de ce a fost, punctele vechi de referință, în loc să meargă, știi ce? Cum ar fi să îmbrățișez schimbarea? Cum ar fi să nu mă mai judec, să nu mai judec schimbarea, nici măcar nu pot să spun asta, dar de fapt să îmbrățișez și să invit schimbarea. Și lucru extraordinar este că atât de mulți oameni zic, ok, păi unde este securitatea mea, unde este siguranța mea? A fost vreodată siguranță sau securitate? Dacă ar fi să ne luăm aproape ultimii 2 ani, ce ne-au învățat, lucrurile se schimbă într-o clipită. Și dacă ești dispus să faci surf pe schimbare în loc să o eviți, poți să fii pe vârful valului, poți să crești și să ai aventura atât de diferită de ceilalți și să fii conștient de, ok, ce necesită viitorul meu. Poți să ai conștientizarea ta despre viitor și ceea ce necesiți tu ca să-ți creezi realitatea financiară, realitatea cu relațiile, și vei ști ce este necesar să navighezi prin viitor, pentru viitorul tău. Asta nu am fost învățat să facem în această lume, am fost învățat să rezistăm și să judecăm, să evităm schimbarea și să ne ținem, să ținem de lucruri care au fost în trecutul nostru, dar știi, când mergi de fapt și spui, ok, ce a fost, a fost uimitor și sunt recunoscător pentru ceea ce a fost, dar cu siguranță, dar în mod evident lucrurile se schimbe. Cum ar fi să mă relaxez în schimbare, să sar în schimbare și
să spun, nu știu cum o să arate, dar sunt pregătită pentru acea aventură. Așa că, dragilor acolo, pe unde sunteți, poate percepeți un spațiu diferit de ușurință. Pentru asta nu există pasul 1, 2, 3, 4, ci este doar o alegere de ok, pot să mă agăț de ceea ce a fost sau pot să mă relaxez în schimbare și să sar în schimbare și să spun ok, fac surf pe acest val al schimbării și hai să mergem. Univers, arată-mi ce este posibil, care este dincolo de orice mi-aș fi putut imagina. Noi dintre cei dintre noi care îmbrățișăm schimbarea, cât de mult suntem oamenii care de fapt suntem deasupra, cei care vom ne vom mări, ne vom expansiona. Dane vorbește despre tsunamiul schimbării și vorbește despre tsunami care, știi, cu oameni care se agață, se țin, se îmbrățișează stâlpi în loc să meargă cu valul, știi, e prea multă apă și se noată, se uneacă în schimbare. Și uite, hai să mergem de aici mai departe. Cu subiectul de a te pierde în nevoie și ce este minciuna nevoii, în loc să îmbrățiști posibilitatea de a trăi fără nevoi. Poți să vorbim despre nevoi, pentru că să știi că eu am nevoie, Suzana, am nevoie să găsesc toți oamenii care îmi vor împlini nevoile mele. Deci sunt aici. Acestea sunt nevoile mele, cum mi le puteți îndeplini? Doamne, ești atât de amuzantă, tu care ești atât de diferită de la început, atât de amuzant. Ok, pe nevoi, oh, Doamne, asta este wow. All of you guys listening, how deci toți cei care ascultați, câte persoane au nevoie de voi, care au nevoie să fiți într-un anume fel, să nu apăreți într-un alt fel. Oh my goodness. O, Doamne. If this is something you've had most of your life, dacă asta e ceva ce ai avut majoritatea vieții tale, probabil că te obișnui cu asta și nici nu mai observi că ești un faimos o persoană faimoasă care îndeplinește nevoile și face o treabă foarte bună cu asta. Dar doar aprinzând lumina și spunând, uitându-te, wow, am creat asta ca fiind serviciul meu, slujba mea, că să îndeplinesc nevoile altora și am, e ceva ce eu doresc să fac. Îndeplini dorințele altora, practic nu-ți dă de alegere. Pur și simplu te scufunzi din lumea oamenilor, vezi ce nevoie au și le îndeplinești. Dar tu nu faci parte din acea computație. Poți fi conștient de nevoile altor oameni, dar alegerea de a livra sau nu este a ta. Și atunci, deci, atunci când cineva are o nevoie despre tine, întreabă-te, dacă voi livra asta, ce viitor voi crea? Dacă nu voi livra pentru această nevoie, ce viitor se va crea? Uite cum e această lume. Acum ea necesită să are nevoie ca să-ți fie frică, să fii supărat, să fii furios. Probabil că mulți oameni din jurul tăi tău fac asta. Multora le este frică acum și spun, hai, te rog să-ți fie frică cu mine, hai să ne fie frică împreună. Sau sunt oameni de partea cealaltă, oh, Doamne, ia uite ce nașpa e, uite ce se întâmplă. Și ei au nevoie să fii supărat împreună cu ei. Și de cât de multe ori te alături jocului fricii, jocului supărării, fără să te întreb măcar pe tine, stai puțin, care este părerea mea legată de asta, perspectiva mea? Ce știu eu aici? Am nevoie să fie frică?
E nevoie să fie frică despre ce se întâmplă aici? Ne vom îmbolnăvi corpurile? Te vei îmbolnăvi? Ce știi? Întotdeauna ce este ușor, lejer, este adevăr. Ce este greu, este o minciună. Și întreabă-te, corpurile, este ceva ce te va afecta? Da sau nu? Și vezi care este mai lejer, mai ușor, da sau nu? Și poate merge, no. Yeah, you know, we need sau poate zice, da, uite, poate e nevoie să fii conștient de cine este pe lângă tine, pe lângă noi. Este despre a avea o conștientizare despre tine și corpul tău și ce se întâmplă cu tine, cu corpul tău, lumea ta, cu corpul tău, decât a alege această nevoie de a te alătura jocului fricii. Frica este acest lucru pe care care face oamenii sclavi. Oamenii s-au oprit să-și mai pună întrebări de frică. Oamenii s-au și de furie. Și frica și furia sunt distrageri. Noi le numim implanturi de distragere. Ele te distrag de la ceea ce se întâmplă de fapt. Deci frica și furia de fapt sunt zic, uite, fie aici, fie să-ți fie frică. Uite-te aici să fii supărat. Mergi pe faci pe internet să fii supărat sau să-ți fie frică ca să nu spui întrebări, ca să nu te întrebi ceea ce știi, ca să te distragi de la ceea ce se întâmplă de fapt. Știi cum ar fi ca tu să identifici frica și furia, măcar astea două ca ceea ce sunt? Te poți întreba, este frica și furia reale sau le folosesc ca să mă distragă de la ceea ce știu? Da? Da, te rog. Așa că o să fac ceva acum, ceea ce mulți dintre voi știți, unii poate nu. Tot ce este asta, oriunde folosiți furia și frica ca să vă distragă de la ceea ce știți, distrugeți și decreați în totalitate. Da, vă te rog când aveți până pocălă și vă zâmbesc, doar spuneți da. Da. Este ciudat, dar funcționează. Este frază de curățare Access Consciousness. Găsiți mai multe pe www.accessconsciousness.com. Găsiți acolo explicație pentru fiecare cuvânt din acest clearing statement. Și prima oară când l-am văzut, creierul meu de psiholog a dus ce este asta, era nebunesc, dar puteam să percep cum creează o schimbare în viața mea și că acea alegere de a renunța la limitări face ceva. Și am spus că o să fim pragmatic pe aici și facem ceea ce funcționează, chiar dacă este ciudat. Așa că intrați, verificați cuvintele, vedeți despre ce este vorba dacă doriți asta. Dar să știți că funcționează oricum, chiar dacă nu știți. Prima oară când am văzut eu frază de curățare, eram chestia asta. Și după aia am văzut, funcționează. Și n-am putut să mă mai opresc din a o folosi. Uite, am o întrebare despre această conversație legată de nevoie. Deci nevoia de a fi furios, de a avea frică, care să ne dea ceva sau cu care să luptăm, știi, ca un motiv de a fi viu. Este în viață. Este ca nevoia. Adică, ok, adresezi nevoile la ce așteaptă alții de la noi, dar poți să intri puțin și în nevoile care le avem noi și din care cumva funcționăm. Știi, poți să te întrebi și ce dintre noi care ascultă, ce am decis că am nevoie, care dacă nu este îndeplinit, nu pot fi eu. Da, și tot ce este asta, distrugești de creație totalitate, rai, te rog, vedem pe Pocono și Bozebion. Oamenii au tot felul de nevoi diferite și întotdeauna nevoile creează lipsă. Și întotdeauna îți faci să te uiți la ce nu ai, ce lipsește din viața mea, în loc de ceea ce, de ce este deja aici și ce pot recunoaște și să cere mai mult.
Poate să fie această mică vară de perspective, ok, mă uit la ceea ce nu am în viața mea, dispun bani, clienți, orice altceva ar fi pentru voi acolo, sau mă uit la... Am avut un client săptămâna trecută, super, am avut un client, wow, cât de uimitor este asta și cum devine mai bine de atât, hey, univers, ce... Este posibil ca să apară mai mulți. Deci această mică schimbare de perspectivă te setează pentru mai mult decât să adaugi la energia de mai puțin. Deci ce nevoie aveți voi care credeți că trebuie să fie îndeplinite ca să puteți fi voi? Tot ce este asta distruge și de creație dualitate? Right, rog, unde pe pot de poc, online, short, boys, and nevoile nu sunt tu, nu ești tu. Tu nu ești nevoile. Nu spui, adică nu e că dacă trebuie să fiu eu, trebuie să am un prieten sau că trebuie să am validare de la prieten ca să fiu eu. Ca să fiu eu, am nevoie să fiu văzut. Și cât de multe nevoi au inventat oamenii și clar este o invenție. Ce invenții folosesc ca să creezi nevoile pe care le aleg? Tu ce este asta? Ce invenții folosești ca să creezi nevoile pe care le alegi? Tu ce este asta? De un milion de ori distribuie și de creație totalitate. Vă rog, write rog unde mai pot un poc online short boys and beyonds. With that, I have talked to so many women. So I uite, cu asta am vorbit atât cu atât de multe femei și uite, am avut un salon de coafor în Los Angeles pentru 15 ani. Eram ceva genul ok, mi-am îndeplinit nevoile și aveam această listă cu căsuțe de bifat și will fulfill their needs. Cât ne învață această realitate că persoana care ai o întâlnire îți va îndeplini nevoile și nevoile validează relația. Deci poți să ne spui ce spune psihologia pragmatic despre asta? Uite, am barierele sus și asta e lista mea cu nevoi. Ce poți crea legat de această realitate? Da, super întrebare. Când crezi că ai nevoie, am lista asta și atât, atât așa de multă dreptățire. Toată viața am petrecut-o pentru copii și pentru soț și acum este despre mine, am nevoie să-mi îndeplinesc nevoile. Dar oamenii se întreabă de ce nu vin lucrurile pe care le cer. Pentru că ai nevoi și nevoile ca o gaură neagră și care doar suge și nu contribuie niciodată. Tot ce este asta distruge de creaz, vă rog, write rog unde mai putem pocolea și obozi în viață. Dar de asemenea, de a merge la dramatic, la pragmatic, să zicem că ai o nevoie. Ok. Cum ar fi să schimbăm nevoia într-o dorință? Dacă tu vorbești și spui am nevoie, ce crezi? Crezi lipsă. Dacă schimbi nevoia, în loc să spui am nevoie, sau doresc asta? Poți să spui tuturor definiția originală a nevoii, au nevoie să audă. Singura definiție pe care o știu eu este lipsă. Adică e vorba despre lipsă. Știi altceva? Nu. Continuă. Că tu crezi mai mult să lipsă în viața ta când ai nevoie și definiția originală a definiției. Definiția originală a nevoii era lipsa și cu cât ai mai multe nevoi, cu asta mai mult crezi, lipsă. Nevoia este practic lipsă. Când spui am nevoie de asta, dacă spui că am nevoie de bani, spui îmi lipsesc banii, dacă spui am nevoie să-mi schimb corpul, îmi lipsește să-mi schimb corpul. Și tot ce este asta, duci și de creaz, mă rog, rai, te rog, unde mi-e până focul așa buzi în viață. Dar dacă spui, trebuie să-mi schimb corpul sau mi-ar plăcea să-mi schimb corpul? Și dacă mă auziți spunând,
am nevoie să-mi schimb corpul, ce creează asta în lumea mea? Dacă spun, ce mi-ar plăcea să-mi schimb corpul, aș iubi să-mi schimb corpul, are un spațiu complet diferit, unde lucrurile care erau necesare pentru a-mi schimba corpul pot veni în viața mea, le pot auzi, pot primi informația despre ceea ce este necesar ca să-mi schimb corpul. Și such a, you know, it's such a twist. Este așa o schimbare și legat de corpul meu, am avut o schimbare. Am avut chestia asta în corp, în lumea mea acum câteva săptămâni, încât atât de mult îmi doream mult să schimb corpul și aveam energia asta aproape o lipsă și nimic nu se schimba. Corpul meu era nu așa când nu cum mă judeci. Nu. Și după aia sunt ok. Cum am spus la început. Ok, îi dau drumul, este ce este. Mulțumesc, corpule, pentru tine. Recunoștință pentru ceea ce ești. Ce este de fapt posibil, ce spațiu pot fi ca să invit ceva diferit. Și asta a fost prima oară când am putut să aud corpul meu care îmi spunea ce dorește ca să schimbe și s-a schimbat și a fost atât de ușor, dar uite că lucrurile pe care avem cele mai multă semnificație atașată, am nevoie de un prieten, am nevoie de asta. Universul spune, de fapt, tu nu ești dispus să primești, tu faci fix invers, dar cu a fi dispus, ok, să renunți la asta, este ceea ce este, îți mulțumesc pentru tot ceea ce este în viața mea acum, ce cer de fapt, care este dorința, nu ce am nevoie, și apoi ascultă șoaptele, ascultă ceea ce este necesar pentru a schimba, ascultă informațiile care vin la tine și e nevoie de puțină răbdare și poate nu e prea ușor pentru noi creatori, e nevoie de puțină, e necesară puțină răbdare. Relaxează-te, fă altceva și va veni informația despre ceea ce este necesar și va veni. Nu poate așa cum te aștepți, dar va veni. Și da, este o aventură. Îți mulțumesc, prietena mea. Mă bucur, îmi place foarte mult când vorbești despre asta. Avem o întrebare pe chat. O să vorbești despre diferența între nevoie și dorință. Da, dacă asculți cuvântul nevoie, am nevoie, te deschide. E un cuvânt care se deschide sau care te contractă? Am nevoie de bani, am nevoie de un prieten. Dacă schimb asta în dorință, cât de tare ar fi să am mulți bani, cât de tare ar fi să am iubit, ar fi atât de tare, orice ar fi aia. Și aici mergi și spui, cât de tare ar fi universul, să poți spune ceea ce este necesar și informația va veni la tine. Nu este atât de mult despre cum, ci această mică schimbare de perspectivă și a te deschide, nu că ai nevoie, nu că lipsește, ci cere asta și dacă ceri, așa să fie. O să am asta, o să fie asta. Uite, chiar și cu acest mic exercițiu cu cele de energie, știi, eu am observat că nevoia invalidează ceea ce este deja, știi, ajungi la un loc, ești în locul în care recunoști ceea ce este aici deja, asta este recunoștință. Dacă nevoia este, dacă apare asta, voi fi întreg. Dar dacă nu ești în nevoie, este această spațiozitate. Da. Deci, poți să vorbești puțin despre care este cererea ta? Aceasta este live-ul introductiv în psihologia pragmatică. Care este cererea ta despre psihologie pragmatică? Cum ți-ai dori să contribuie lumea și oamenilor? Wow! Oh, my goodness! Oh, Doamne! Deci, asta se întâmplă atunci când cineva îmi pune o astfel de întrebare. E atât de genial, Sara! Primul lucru care îmi vine este o energie și care sunt cuvintele pentru asta. Practic,
inviting people to know that anything is changeable. Este despre a invita oamenii că orice poate fi schimbat. Anything that seems și că orice pare să fie imposibil de a fi schimbat, de fapt este în fiecare, fiecare imposibilitate este o posibilitate deghizată. Asta îl numi eu pragmatic. Adică poți orice să o manipulezi, să o faci să fie despre frica, îndoiala, tot. Astea, de fapt, ascund posibilități. Și dacă este, poate sunt speranțe și visuri, dar, hei, dacă am putea crea o lume unde oamenii nu ar mai valoriza problemele și ar îmbrățișa posibilitățile și ceea ce știu ei în mod unic, ar fi atât de puternici, noi am fi atât de puternici încât lumea ar fi a noastră și viitorul ar fi a noastră. Lumea care este acum, atât de mulți oameni aleg doar să urmeze și să crede și să creadă punctele de vedere ale altora. Și ok, nu e o greșeală, este doar ceea ce este. Puteți fi recunoscători și pentru asta. Empower ourselves to know what we know. Dar dacă unii dintre noi ne-am decis să știm ceea ce știm, nu după minciuni, ci după ceea ce știm, lumea ar fi un loc diferit și asta numesc eu pragmatic și asta vă invit să alegeți. So, deci, more mai am o întrebare și cumva este din precedent. Am niște prieteni care nu sunt aici acum, care sunt terapeuți și creează cu instrumentele AXE și se uită cum să se uită la astea, cum să facă această... cum să abordeze asta cu lumea terapiei. Dar pentru toți cei de aici care fac terapie din această, din standardul acestei realități și știu că altceva este posibil, au găsit instrumentele și ar dori să le introduc aici. Ok. Și nu e doar despre terapeuți. Uite, eu ca și hairstylist ascultat oamenii toată ziua, era un fel de terapeut și atât de mult timp mi-am separat viața magică cu Access Consciousness și mergeam să fiu stilistul și încercam să mă prind cum să le împletesc pe astea. Poți să vorbești puțin despre asta, cum ai luat tu psihologia și ai făcut-o pragmatică și să ne faci să știi că este posibil. Nu știu dacă le-am pus și fundă, dar am încercat. Wow, asta este o întrebare foarte mare și un lucru foarte, foarte mare. Și putem vorbi despre asta. Mai avem trei live-uri. Da, exact. This is truly an art. Da, asta este într-adevăr o artă. What, okay, so I'm going to keep it short. O să spun pe scurt acum. It's like one of the many, many elements. Una din multele elemente legate de asta este că atunci când oamenii lucrează cu oamenii, fie că ești stilist, fie că ești lucrător social sau terapeut, se compară cum o face cineva ce ai fost învățat de la educația ta sau de la un program de dezvoltare personală. Ești învățat cum cineva se ocupă de oameni și ok, cum fac ei asta, dar asta nu este de fapt o întrebare, ci este mai mult este de a te uita la lucru corect în loc să te uita cum aș face eu ce știu eu. Și unul din elementele de a fi cu adevărat contribuție oamenilor este să-ți accesezi being you, you know, like you being you. Felul tău unic de a fi tu. That's the platform. Și asta este platforma you reaching the clients the pentru tine ca să ajungi la clienți doar în felul în care tu poți. Pentru că dacă încerci să ajungi la o persoană dintr-un loc perfect sau corect, modul perfect sau corect,
But if you don't have your education, dar dacă și trebuie să întotdeauna să folosești educația pe care o ai, dar dacă nu ai educația între tine și client, poți ajunge la într-un mod mai direct și poți crea o conexiune și obține descărcarea mai ușor cu ceea ce spun ei de fapt cu cuvintele și facilitarea poate fi mult mai ușoară. Deci asta ar fi forma scurtă legată de asta. Așa că dacă practic. Sorry, just multitasking. Ok, scuze, doar fac puțin multitasking. Deci practic tot lucrul ăsta. There's a subform of pragmatic psychology that's called pragmatic practitioners, and it's like there's a whole class to it. O parte din psihologia pragmatică care se numește practicieni pragmatici. Există o clasă 3-4 zile despre asta și sunt atât de multe lucruri de spus despre asta și vorbim despre asta la clase. Știi cum poți folosi aceste instrumente ca să facilitezi schimbare și asta se numește practicieni pragmatici și se vorbește unde la clasă despre asta, dar cum ar fi ca sursa schimbării să nu fie educația mea sau ce am învățat sau cum face altcineva, ci cum ar fi să fii dispus să renunți la asta pentru o secundă, să explorezi. O iei după aia, dar câteodată ea îți dă în drum, e ca o barieră între tine și pacient. Dă-o puțin la o parte și întreabă-te cum aș explora această sesiune cu acest client. Dacă aș fi eu și nu aș avea niciun scenariu, niciun plan, cum aș naviga această sesiune, ce aș fi conștient pentru client, ce se întâmplă cu ei dincolo de cuvinte și te va surprinde felul în care faci asta. Va fi complet diferit. Da, îmi place foarte mult asta și lucruri pe care aș vrea să le evidențiez și pe care le-ai folosit și pe care le-ai aruncat după aia. Curajul de a fi tu în aceste industrii care sunt atât de structurate și aliniate și au pași liniari și așa mai departe. Curajul de a distruge acest algoritm și a fi în aceste industrie este dinamic și o să vreau să intru mai mult în asta cu tine în mâine. Deci toți urmăresc și ce vreau să facem în grup este că vom face un post după asta pentru întrebări pe care voi ați vrea să le adresez Suzanei în următoarele 3 zile și ne vom uita pe care, la care le putem introduce în acest live-uri pentru că sunt destul de prezente în pace cu a primi gândurile pe care voi le puteți primi și dacă îmi permiți să pun această întrebare pentru tine, Susana, o să vedem mâine aici la aceeași oară, în următoarele 3 zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce creează asta și ce ești în lume. Și sunt onorată să fiu aici cu tine, îți mulțumesc atât de mult și ție, Sara, îți mulțumesc că știi spațiu pentru ceea ce mai este posibil. See you tomorrow! Ne vedem mâine, la revedere!